Proiectul a fost discutat ieri în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Câmpul Lung. Documentația de avizare a lucrărilor de investiții și indicatorii tehnico-economici în vederea depunerii cererii de finanțare a proiectului Crearea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică au fost pe ordinea de zi. Municipiul Câmpul Lung face o cofinanțare în valoare de peste 40.000 de lei, reprezentând contribuția proprie de 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile plus cele neeligibile. Că noi va trebui să promovăm nu numai obiectivele istorice și turistice ale Câmpul Lungului. Trebuie să avem un tot unitar al zonei respective, trebuie să avem parteneriate cu celelalte comune și atunci să putem face un sistem integrat acestei activități turistice. Crearea centrelor naționale de informare și promovare turistică au scopul de a crește numărul turiștilor prin îmbunătățirea imaginii de țară în străinătate și de a crește activitatea spre afaceri.